În perioada 19-21 aprilie, vâlcenii care merg la cumpărături într-unul din magazinele implicate în campanie vor găsi la ieșire o cutie sau un coș special amenajate. Cei interesați pot ajuta o persoană nevoiașă printr-o donație sub formă de alimente neperisabile. Toate alimentele donate vor fi distribuite de băncile pentru alimente către organizațiile partenere care se ocupă de persoanele vulnerabile. În Vâlcea, alimentele vor ajunge la Asociația Copii fără Copilărie, care a ajutat până acum peste 1000 de minori care provin din familii defavorizate. Mai multe informații despre cum se va desfășura colecta națională de alimente găsiți pe pagina de Facebook a asociației.